De luni au fost demarate lucrările de reparare, înlocuire rosturi de dilatație la podul de la Brazi, pe centura de vest a Ploieștiului. Potrivit Poliției Prahova, traficul rutier este restricționat din cauza acestor lucrări pe banda numărul 1, pe ambele sensuri de deplasare. Lucrările de reparație sunt programate a se executa până la data de 5 a 10 a 2023. Lucrările temporare sunt semnalizate corespunzător.